Un incendiu s-a produs sâmbătă 25 octombrie în jurul orei 17.30 la un centru SPA amplasat pe strada București din municipiul Călăraș. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș au intervenit la fața locului cu o auto specială de stingere, autoscară și un echipaj smurt. Focul ardea mognit într-un birou, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea fumului. În urma incendiului au fost înregistrate pagube în valoare de aproximativ 7.000 de lei. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurt circuit electric.